oameni calificați cu care să chinuie să facă treabă bună. În contextul în care vreau să fac această treabă. Există o strategie la nivelul guvernului pentru a ridica, pentru a deveni mai atractivă această meserie a electroenergeticienilor, ca să devin un pic mai, să destin un pic atmosfera, în care de prin anii 90, o discuție la urmă s-a alăturat în Igor Cuschi. Ce de fapt a ta, ce are voi ajută, ce îi spune pe altul meu, că ați mai venit. Și-a terminat deci era meserie. De aici, în forum, după aceea, aș vrea să portez o asemănare, dar putea să fie cum este meseria de elitist, să aibă ceva cu așteptări. Pentru domnul Andrei, sau pentru toată lumea, dacă nu mă aștept un răspuns la această întrebare, dar aș fi vrut să ridic să o aveți în contextul viitor. Am reținut întrebarea, pot să răspund eu? Îmi permiteți? Este interesant, dar întotdeauna politicile economice și, ați dat exemplu cu IQ, au fost făcute astfel încât să ajute anumite domenii de activitate. Energia este un domeniu care produce și a produs în permanență bani. Este și o zonă de mândrie, ceea ce a spus vis-a-vis de discuția celor doi colegi de la o masă alăturată. Sau... în momentul de față, nu cred că ar fi o în regulă să găsim modalități astfel încât să dăm niște facilități fiscale, zone, a fost o problemă de management, nu cred că a fost o problemă. Deci energia va produce în permanență bani. Toată lumea caută energie și are nevoie de energie. Energia pune în mișcare tot ce înseamnă. Dacă nu avem energie, nu avem nimic. Nu putem să ne mișcăm în casă, nu putem să ne mișcăm pe stradă și totul s-ar bloca. Comparația cu IQ, da, la momentul respectiv când s-a luat decizia, 2002, dacă vine aminte, s-a luat decizia de a se da anumite facilități pe zona de IT, era o zonă care nu funcționa și nu era reprezentativă. Acum, în momentul de față, este foarte e bine reprezentată și, într-adevăr, aduce bani. Vom căuta aici, vă rog. Da? Suntem într-un dialog. Meseria de electroenergie, cu orientarea tinerilor către acest domeniu de activitate.
care sunt convins că în perioada următoare va oferi foarte multă satisfacție, atât din punct de vedere profesional, cât și din punct de vedere financiar pentru cei care vor alege să activeze în viitor în sistemul energetic. O spuneam în alte situații și o spun și acum, România va avea nevoie în perioada următoare de multe investiții și trebuie să facă multe investiții. Și cred că acest prilej trebuie exploatat de cei care încă nu s-au decis care va fi destinul profesional în viață. Da, o să fac și un mic comentariu la întrebarea dumneavoastră pentru a face trecerea către următorul vorbitor. Cred că nu în acest, nu numai în acest domeniu, dar în multe alte domenii, situația e în felul următor în România. Sunt foarte mulți ingineri care curăță și vopsesc gardul la baraje, iar în consiliile de administrație, că aici avem mai directorat, deci consiliul de supraveghere, sunt foarte mulți oameni care nu sunt specialiști în domeniu. Deci cred că asta e paradigma în care trăim. Și în domeniul energetic se întâmplă același lucru. Și e o părere personală, dar cred că multă lume este de acord cu mine. Am aflat mai devreme, nu știu dacă e informație publică, că durata de viață a unui reactor de la Cernavodă expiră. Așa am înțeles dintr-o întrebare anterioară. Și că Societatea Nucleară Electrică, societate listată la Bursa de Valori București, va angaja o firmă care n-am înțeles bine ce face. Dă o hârtie că prelungește de la ea perioada de viață sau face un studiu privind acest lucru. Cred că nu e o joacă că România, foarte aproape de București, e o centrală nucleară și nu e un lucru care trebuie să-l privim cu amatorism. Domnule director, vreau să ne spuneți în primul rând și o întrebare pe care eu vă adresez. Dacă e informație publică că durata de viață acestui reactor expiră, cred că suntem toți conștienți de ce se poate întâmpla dacă ne jucăm cu focul. Și apropo de întrebarea de mai devreme privind specialiștii din domeniu, ce pregătire are nou director general al Nucleară Electrică? Nu sunt politician, nu sunt din presă, dar sunt un cetățean al României și când dorm noaptea vreau să stau liniștit că în țara mea e o centrală nucleară. Are o legătură cu domeniul, nu că a lucrat la Chevron, la telefonie sau la comunicare, dacă a făcut fizică nucleară și cuantică. Eu, de exemplu, am studiat din domeniu, dar pentru că n-am practicat, nu mă înscriu la nucleară electrică. Dacă actualul director general, eu, cetățeanul României, dorm liniștit, sau ar trebui să mă gândesc să dorm în altă parte? Vă mulțumesc. Eu am pregătit să vă urez bună dimineața, dar deja fiind ora 12, fără sper vă spun bună ziua. Mulțumesc pentru invitație. Numele meu este Mihai Dar, este director financiar al Societății Naționale de Electrică. Pentru că mi-ați acordat oportunitatea să trec direct la întrebări, să fac prezentarea după aceea. Înainte de a intra, să vă răspund la aceste întrebări, pentru că tot am stat în directorul meu, Bogdan Padar, felicit pentru rezultatele Hidroelectrica. Recunosc că în timpul prezentării am fost așa un pic atins de o oarecare invidie cu privire la cifrele arătate de instituția financiară. Legat de cea de-a doua întrebare a dumneavoastră, de domnul director general Cosmin Viță. Eu știu că o regulă de bază este să nu vorbim de persoane care nu sunt prezente la o întâlnire și v-aș ruga să adresăm întrebările persoanei, adică nu vă din câte cunosc, pentru că vă dați seama, ne știm de 3 zile, domnul director general are studii economice, da? Și eu am studii economice și fostul director general al Societății Naționale de Electrică avea studii economice. Aici sunt niște dezbateri dacă CEO unei companii ar trebui să aibă studii în domeniul respectiv sau în alte domenii, dacă ne uităm și la alte companii, eu nu cred că este o regulă generală ca șeful unei companii să aibă strict studii în domeniul de activitatea companiei respective. În schimb, trebuie să cunoască management, care e știința noastră. E adevărat, fac un ultim comentariu scurt. Nu trebuie directorul unei companii să se priceapă la cuie, dacă firma produce cuie, dar vorbim de centrala nucleară de la Cernavodă și mi-e frică de amatorism în general și cred că este o explicație pentru că am ajuns cu durata de viață a unui
reactor expirată și societatea își pune întrebarea ce să facă. Atât. Restul puteți să spuneți orice. Întrebare, și directorul de la Coca-Cola poate să fie șomer. V-am spus la cea de-a doua întrebare, pentru că mi s-a părut că nu o să încep să vă răspund despre directorul general. Referitor la prima întrebare, cea cu tehnologizarea, eu cred că e ca povestea panică în unul degeaba. V-aș reaminti, nucleară electrică are de 2 ani de statut de excelență nucleară, este printre puținele centrale nucleare care are acest statut de excelență nucleară la nivel mondial. Suntem pe locul 1 în lume, cu cele 2 unități nucleare la factorul de capacitate, iar excelența nucleară se judecă nu numai după factorul de capacitate, ci și după programe pe care le inițiază o companie în domeniul investițional, în domeniul maintenanței operării, în domeniul resurselor umane și, evident, în domeniul securității nucleare. Iar asta spune foarte mult despre capacitatea tehnică și umană a nucleară electrică, faptul că și nu ne-am dat singur această recunoaștere, vine din partea organizațiilor internaționale de profil. Referitor la dacă retehnologizarea informației publică sau nu, evident că este informație publică, suntem companie listată, suntem, mă rog, aici putem să fim subiectiv, considerăm că suntem una dintre cele mai transparente companii listate la bursa de valori. Sunt informații care sunt și în prospect, sunt informații care se repetă în rapoartele noastre periodice, anuale, trimestriale, semestriale. Lucrurile stau foarte simplu aici. Durata de viață inițială a unui reactor de tip CAMP este de 30 de ani, care se ating doar în condițiile unui factor de capacitate de 80%, pentru că, de fapt, durata este informată în ore, respectiv 210.000 de ore. Unitatea 1, de la punerea în funcțiune în decembrie 96 până în prezent, a rulat la un factor de capacitate de 91,1%. Deci vă dați seama, e ca un motor rulat mai mult, pentru că ea a fost exploatată în mod eficient. Deci a atins parametrii de funcționare mai mari decât parametrii prevăzuți în proiect. Din acest motiv, cele 210.000 de ore de funcționare, pe scenariul de bază, se vor atinge undeva la mijlocul anului 2023, deci peste 6 ani. Evident, studiul de care discutați se referă la un concept de extended operations. Sunt 4 centrale de tip CANDU în lume, care deja au obținut din partea autorităților de reglementare extinderea numărului de ore de funcționare inițială de la 210.000 la diverse alte praguri. Maximal, în momentul de față, 2 centrale în Canada care au obținut 247.000 de ore. Vă dați seama că în momentul în care noi știm că în rândul centralelor din flota CANDU suntem pe locul 1 în lume, nimic nu ne face să credem că nu vom putea să obținem un studiu cu rezultate pozitive care să recomande faptul că principal canale de combustibil sunt potrivite pentru a funcționa mai mult decât 210.000 de rezultate. Iar pe scenariile pe care le avem noi, noi considerăm că putem să obținem 230.000 de ore, 235.000 de ore, ceea ce ne va duce în nu 26,5 ani de funcționare, ci ne va duce la cei 30 de ani. Da? Dar acest lucru nu depinde de noi, depinde de finalizarea acestui studiu care e contractat cu designerul tehnologiei de tip CANDU. Se va finaliza undeva în octombrie, vom avea discuții cu CNK, există discuții preliminare antamate și noi sperăm că undeva la finalul acestui an să putem să prezentăm public concluziile. Strategia de retehnologizare nu este un lucru străin, acționarii au aprobat strategia de retehnologizare în principiu încă din anul 2013 și parcursul ei este foarte clar pentru toți colegii care lucrează în această zonă. Evident că apărând exemple de centrale nucleare care au obținut acest număr de ore de funcționare suplimentare și noi ne-am uitat la acest concept și am spus este mult mai eficient economic ca în primul ciclu de viață să mai obținem și ore de funcționare și un timp suplimentar în 3 ani în care să mai strângem capitalul propriu ca să putem să finanțăm un proiect a cărui valoare bugetară este evaluată de 1,2 și 1,5 miliarde de euro. Am prezentat acționarilor o strategie revizuită în sensul ăsta. S-a considerat că mai trebuie consultată strategia revizuită cu informații suplimentare. Vom reveni la domnul antrenor acționarilor cu strategia revizuită și sperăm să avem suportul acționarilor pentru acest proiect.
sper că am răspuns legate de tehnologizare. Acum, revenind la tema discuției, doar varianta scurtă, mă bucură faptul că s-a reportit proiectul Strategiei Energetice Naționale. Am fost cooptați în prima variantă, s-a solicitat suportul și acum. Sperăm că această strategie energetică națională revizuită să fie mai mult, în momentul în care va fi finalizată, mai mult decât o analiză diagnostic, ci să conțină un plan de implementare și un plan de măsuri de sprijin de modificări legislative care, practic, să ajute domeniul privat, în principal în stimularea și canalizarea investițiilor, pentru că nu poți să canalizezi investițiile doar scriind anumite dorințe într-o strategie, ci trebuie să și creezi un cadru favorabil stimulării acestora. De asemenea, ne bucură faptul că rolul energiei nucleare este susținut la nivelul tuturor decidenților, atât în ceea ce privește viitorul în legătură cu comunitățile 3 și 4, în sens în care s-au reluat negocierile cu partenerul chinez, și deși pare o perioadă lungă de negociere, este un proiect complex cu o valoare foarte mare și cu multe aspecte care trebuie reglementate. Deci, durata poate pare îndelungată, dar în realitate aspectele sunt complexe, valorile sunt mai implicațiile sunt mai atât pentru statul român și pentru nucleară electrică. De asemenea, proiectul de retehnologizare, într-una formă a strategiei, este văzut ca un proiect prioritar. Ne interesează mult și menținerea ciclului nuclear integrat în România, dar interesează, evident, ca o companie din statul cu mulți acționari în condiții de eficiență economică. Achizițiile pentru noi se desfășoară după legea achizițiilor sectoriale, aplicăm principiile eficiență, economicitate, eficacitate, iar în privința achizițiilor de valori, ne uităm, evident, după preții. Creșterea capacității nucleare a fost dezbătută intens la un moment dat, văzută ca un exces de capacitate la momentul finalizării, dar eu cred că evoluțiile din acest an au demonstrat pe alocul faptul că în situații limită există și deficit de capacitate, iar energia nucleară cred că este una din energiile care e foarte insensibilă la vreme, conduce la atingerea țintelor de decarbonizare, este puțin sensibilă la fluctuații de prețul de combustibil, care are componente foarte reduse în total costul. Și de asemenea este, evident, o formă de energie stabilă. Deci locul ei, din perspectiva excesului de capacitate, cred că după evoluția din acest an s-a mai diluat discuțiile. Referitor la evoluțiile din primul semestru, au tot fost discuții în spațiu public, dar și analize relevante ale autorităților și aici m-aș referi în special la ANR și Consiliul Concurenței. Ei au concluzionat că piața a funcționat eficient și evident că piața nu poate să funcționeze eficient în 2015 și 2016, când am avut prețuri foarte scăzute, iar în momentul în care sunt prețuri ridicate, piața nu funcționează eficient. Ori funcționează eficient și când sunt prețuri scăzute și prețuri ridicate, ori sunt mai variante. Dar în momentul în care prețurile erau scăzute, nu am auzit de din partea producătorilor că piața ar avea anumite deficiențe. Nu mai discutăm de cauze că au fost dezbătute, premii între obicitate, capacități disponibile, influențe regionale și așa mai departe. Pe de altă parte, e puțin de înțeles apetența unor jucători în piață pentru piața spot, care expune la volatilitate. E o piață normală, am mai spus-o și un lucru, e normal să fie piața spot să aibă o pânză de 50% din piață, am înstărit într-o timp puțin. În loc să fie o piață vendibilă în valoare 10-15%, că totuși nu avem regenerabile în piață care să înseamnă 50% din generare. Deci, principiul cu PSU, dacă ai apetență la risc și strategia de mitigare a riscului este să-l ignori, în momentul în care apar situații de criză, apar și aceste probleme, cel puțin la nivelul, mă rog, furnizorilor și traderilor. Dar electrica nu a beneficiat de ține măsură pe aceste evoluții de preț. A spune, din producția pe semestru 1 al acestui an, care a fost mai mare cu 6,5% față de anul anterior, datorită unui oprit mai scurt, deci practic am contribuit cu o producție mai mare în piață, 8% s-au dus pe reglementat, 68% s-au dus pe contracte bilaterale pe piețele forward, cele mai multe încheiate în anul anterior, 2016. Pentru exemplu, de acela au avut prețul mediu ponderat undeva la 162 de lei, deci practic cine încheie contracte cu noi în 2016 a beneficiat și de acele prețuri. Pe PSU am vândut doar 24% din producție, față de 31% în perioada similară, la 16% de mai mică, la durata prețului mediu aproape de 198 de lei.
Dar în total, practic, creditele noastre nu au fost manuale cu 20% față de relații la anul trecut, parțial din creșterea producției, parțial din creșterea prețului. Nu suntem formatori de piață la cota pe care o avem și nu ne interesează decât în varianta reziduală piața spot. Strategia noastră de vânzări urmărește în principal contractarea de piețele forward pentru reducerea volatilității și creșterea predictibilității planului nostru pe termen lung. Încerc ultima idee legată de liberalizare, o să aibă un oarecare impact și asupra noastră, dar într-o măsură reziduală, respectiv cota pe care o mai vindem anul acesta pe reglementat, să zicem competitiv, gap-ul între prețul nostru reglementat și prețul de piață acolo pentru anul viitor are o anumită valoare, nu este mai ca electrică, dar va însemna un upside de partea de venituri din exploatare legat de tranzacționarea acestei cantități pe piață. Și sigur, ne așteptăm să vedem ce puțin mai greu consumatorilor final la o creștere a competiției între furnizori. Adevărat că și aici sunt probleme cu reducerea accesului la finanțare pentru furnizori, cu renunțarea la portofoliul anumitor clienți. Cred că este important și pentru furnizori să facă oferte realiste consumatorilor final și, evident, și consumatorii final, cel puțin la nivel casnic, care au anumite individuale să schimbe furnizorul. Este rolul furnizorilor să meargă după ei și să-i convingă să se mute la furnizor la produs. Cam atât am avut de spus, vă mulțumesc frumos dacă sunt întrebări. Am eu, dacă îmi permiteți, înțeleg eu că dacă durata de funcționare a momentului 1 e epuizată și aveți nevoie de autorizația CNCAM-ului pentru prelungire până la 210.000. Nu cred că am nevoie să vă mulțumesc. Este să oprirea pe care o veți face și care, după aprecierea noastră, este de peste două luni, va fi în vârful de consum al României de iarnă? Ca să știm ce facem cu buzile de pe cărbune. Trebuie să alunim două concepte. În primul rând, avem autorizație pentru 30 de ani și 210.000 de ore de funcționare. Deci eu am discutat doar de extindere de număr de ore de funcționare. Evident, care dintre cei doi parametri este atins primul? Dacă nu obținem extinderea numărului de ore de funcționare, avem în vedere că factorul de capacitate mediu a fost undeva la 91% peste factorul de proiect de 80%, evident îi atingem 26,5 ani în 30 ore. Și atunci, dacă extindem numărul de ore de funcționare, noi am zis undeva până la 230.000, în lume obținându-se în momentul de față la 247.000, atunci ajungem la 30 de ani. Iar Oprirea nu durează pentru internalizare două luni. Durata estimată a opririi, dacă o faci la timp și în buget, este între 1,5 și 2 ani. Dar se recalculează datorită supraîncărcării și consecință tot va fi în iarna asta, așa cum vedem noi. Că țevile de zinconiu, niobiu, trebuie să fie ridicate, nu? În iarna asta nu, asta prima, în iarna asta nu va fi nicio oprire. Discutăm de un orizont din estimările noastre, evident, în 2026. Opririle noastre planificate se întâmplă la câte 2 ani pentru revizie generală, la 2 ani pentru fiecare comunitate și ele se întâmplă în perioada mai iunie, știți, că începe undeva pe 5-7, 8 mai, se termină în 30 de zile la început de iunie. Tot timpul sunt puse în acea perioadă, teoretic hidraulicitatea este mai mare, cu excepția Morani. Am înțeles. În privința, nu înțelegem de ce intrați dumneavoastră pe piața zilei următoare. Că pe piața spot, nucleară nu are ce să facă. De-aia am discutat cu Cosmin Vițe exact înainte de a pleca la nucleară, la guvern, că problema era de și Palatul Victoriei. Această calmare a pieții zilei următoare și consecințele, cred că nu știu, fie să fie să vă explicăm de ce nu am pentru piața zilei următoare. Din două motive. Ce nu reușim să contractăm pe piețele forward, în condițiile pe care le propune, evident, sunt cantități disponibile pe care le contractăm pe piața zilei următoare. Da? Și atunci, noi am trebuit să ne uităm în istoric să vedem câte licitații, câte oferte de cumpărare am făcut noi în piața anul trecut, la care nu s-a prezentat nimeni. Fie s-a prezentat nimeni. Adică putem să ne întrebăm de ce la ofertele pe care le-am propus noi, n-a dorit nimeni să cumpere energia la prețul la cumpărare anul trecut. Ce rămâne nevândut, se vinde pe piața spot. Și asta ne uităm pe... Mulțumesc! Da, trecem mai departe. Ultimul vorbitor, domnul Ion Lungu, președinte Asociația Furnizorilor de Energie Electrică din România. Vă rog. Bună ziua și mulțumesc pentru invitația de a participa la această întâlnire. Voi avea o scurtă intervenție referitoare la subiectul fierbinte al acestui an, pentru că ceea ce a
diferențiat în mod evident anul acesta față de perioada trecută, reprezintă prețurile din piețele de energie electrică, nu numai din piața spot, ci din piețele de energie electrică în general. Aș începe cu două precizări. În primul rând, este vorba de faptul că, așa cum a spus domnul ministru și îmi place că a remarcat și desu acest fapt, România este, a fost și este capabilă să-și producă întreaga energie de care are nevoie. Discutăm însă de prețuri, sigur că prețurile anul acesta au fost mult mai mari decât în anul trecut. Al doilea lucru pe care ar vrea să-l spun este faptul că, din punctul meu de vedere, piața de energie electrică sau platformele din piața de energie electrică, așa cum au fost ele proiectate și desemnate și aprobate, au funcționat corect în acest an. Nu sunt dintre cei care susțin că piața a fost manipulată. Voi reveni la acest lucru. Și poate al treilea lucru important de spus este faptul că cei doi colegi ai mei din stânga au prezentat rezultate excelente. Deci hidroelectrica, nucleară electrică au avut rezultate excelente. Din păcate, la celălalt capăt al lanțului, respectiv furnizorii, sunt 6 furnizori care sunt deja în insolvență sau în faliment și nu dintre cei mici de importanță, iar consumatorii, așa cum prezenta domnul președinte, director general Borș, sunt și ei sufocați de prețuri. Și probabil că va trebui să vedem ceva ca în acest lanț să nu fie diferențe atât de mari între cele două capete, să spunem. Desigur, nu o să vorbesc despre cauze, au fost prezentate și de domnul director, dar ele sunt relativ cunoscute. Ceea ce trebuie însă să spun este faptul că probabil, și nu probabil, ci mai mult ca sigur, în domeniul de reglementare vor trebui avute în vedere unele modificări sau unele îmbunătățiri substanțiale. Dacă în ultimii 2 sau 3 ani se spunea că am la toate conferințele că legea 123 a rezolvat problema prețurilor în România, că odată cu aprobarea legii 123 prețurile sunt într-o tendință continuă de scădere, se observă că și anul acesta a funcționat tot pe legea 123, iar când în piață au fost alte, hai spune, condiții, lucrurile nu au mai mers atât de bine și probabil că sunt necesare unele schimbări. Desigur, am fost cumva surprins de faptul că una din schimbările întâmplate anul trecut, respectiv când producătorilor li s-a permis să încheie contracte directe, zicem noi că nu am văzut cu proiectări speciale întrevise pentru a prezenta pachete competitive pe piață într-un mic, nu s-a văzut deloc anul acesta și cred că prevederea nu a fost una dintre cele care să fie extrem de atractive. Dar câteva modificări cred că sunt necesare și pentru aceasta probabil că ar fi extrem de util să fie reluate acele dezbateri între participanții la piață în care să se poată analiza cu mai profund părerile fiecăruia. Trebuie să recunosc că în ultimii 2-3 ani au fost de fiecare dată începute niște discuții la nivel de Parlament, de modificare sau de îmbunătățire a legislației primare. Acolo se discută de legislația primară. Cred că cel mai mult am evoluat odată când am ajuns la articolul 23, în care s-a solicitat OCOM-urile și AFER-urile, care au păreri contradictorii pe această temă, să prezinte materiale în susținerea problemelor. Au fost prezentate materiale, dar niciodată nu au fost discutate sau organizate, le-am oprit aici. Eu cred că ar trebui să avem în vedere câteva clarificări. Este nevoie de modificare, spre exemplu, articolul 23? Dacă da, atunci să se constituie un grup de lucru care să lucreze pe acest lucru. Pentru că dezbaterile acestea într-o atmosferă în care de fiecare dată plecăm de la început, luăm și analizăm iarăși și toate problemele, nu cred că vor conduce la bun sfârșit. Personal, cred că sunt câteva soluții care ar putea fi avute în vedere în mod deosebit. Mă gândesc, spre exemplu, la posibilitatea unor integratori pentru producătorii ceva mai mici care au fost prezentați și de domnul profesor președintele Patres, care să le permită să aibă, eu știu, și o libertate mai mare de acțiune și eventual să fie constituiți sau să poată să acționeze împreună pe piețele de energie. Al doilea element pe care îl văd ar fi eventual o posibilitate care
mă rog, cred că este utilizată, într-adevăr, dar mai puțin folosită la noi, ca unii furnizori să poată să cumpere sau să închirieze anumite capacități pe care să le exploateze în momentul în care au nevoie. Se plătește capacitatea și doar se cooperează în momentul în care are nevoie. A treilea lucru, cred că este absolut necesar să avem posibilitatea unor contracte flexibile. Mă gândesc la ceea ce a existat la un moment dat pe piețele centralizate de la o flexibilitate, care eu cred că a fost interpretată greșit ca fiind o chestiune discriminatorie și netransparentă, că era o posibilitate să se încheie un contract cu niște variații de plus minus 20%, ceea ce permiteau celor două părți să-și armonizeze mai bine pozițiile și să facă față unor vârfuri de energie. De unor vârfuri fie de consum, fie de producție. Un alt lucru care cred că trebuie analizat și discutat ar fi referitor la o piață de energie care este, zic eu, foarte bine proiectată și ar putea să opereze, este vorba de piața intraday, din păcate este o piață foarte puțin lichidă. Nu știu de ce există această lipsă de apetit de participare, dar cred că este un lucru care ar trebui analizat și probabil introdus într-o discuție mai largă pentru a face piața mai lichidă, pentru că realiza, eu știu, o serie de posibilități de ajustarea pozițiilor cât mai aproape de momentul operării. Sigur că, nu în ultimul rând, poziția pe care o susținem de la început este de a se permite și încheierea unor contracte bilaterale negociate direct, în afara platformelor OPCOM. Am văzut într-un studiu care, nefiind public, nu-l pot aminti, o idee care mi s-a părut excelentă, ca cel puțin acest lucru să fie permis ca o primă etapă pe niște perioade mai scurte, văzând și urmând a fi extins pentru a se, eu știu, clarifica și acele rețineri care sunt, din punct de vedere special politic, foarte, eu știu, mari, referitoare la o liberalizare completă a pieței din acest punct de vedere. Cred personal că piața în România este, în acest moment, destul de transparentă și posibilitățile unor eventuale disfuncționalități sau aranjamente sunt extrem, extrem de reduse, mai ales că toate tranzacțiile, respectiv, absolut toate tranzacțiile se raportează la ANR, deci ANR are o vedere extrem de clară asupra tot ceea ce se întâmplă. Multe dintre ele sau întotdeauna sunt publicate pe site-ul OPCOM și iarăși lumea poate să compare ceea ce se întâmplă. Cred că nu ar mai fi posibile acele lucruri întâmplate în trecut și cunoscute sub paradigma de băieții deștepți. Sigur că nu aș vrea să închei înainte de a aminti un lucru esențial și anume faptul că de la 1 ianuarie 2018 piața de energie este integral liberalizată. Au fost o serie de temeri. Ce înseamnă această liberalizare totală a pieței de energie? Trebuie să fim destul de corecți și să spunem că liberalizarea s-a făcut prin pași treptați, astfel prin pași multiple, atât pentru consumatorii non-casnici cât și pentru cei casnici, astfel că la 1 ianuarie 2018 singurul lucru care se va întâmpla va fi eliminarea prețurilor reglementate, acea componentă despre sau acea cantitate despre care vorbea și domnul director Daniel și domnul director Badea, respectiv 10% din energia necesară care anul acesta, în semestrul 2, este încă furnizate la prețuri reglementate de ANR, va dispărea și vor fi toate prețurile obținute din piață. Sigur că va funcționa în continuare platforma pentru serviciul universal pe CSU cunoscută, care, nu știu acum, va funcționa integrat sau doar pentru 50% din cantitate. Este cumva sub controlul ANR-ului, dar, încă o dată, mecanismul care stabilește prețul pentru acești ultimi 10% va fi tot unul de piață și nu va mai fi un mecanism de bazat pe metoda cost plus care se aplică acum celor doi producători nucleare electrică și hidroelectrica pentru cantitățile pe care le furnizează. Așadar, nu mă aștept ca la 1 ianuarie să fie schimbări fundamentale datorită liberalizării. Așa cum am mai spus odată săptămâna aceasta, probabil că
vor fi ceva, și nu probabil mai mult, ca sigur, vor fi ceva creștere de prețuri în anul viitor, pentru că spunea domnul director Tare că anul trecut au contractat la dânsii energie pentru energie în bandă pentru anul acesta la un preț mai mic. Dacă ar fi să vă dau un exemplu doar ce, ce s-a întâmplat în luna august, în august 2016 se contracta energia în bandă pentru 2017 la 153 sau se putea contracta la 153 de lei pe megawatt oră. În august 2017 pentru anul 2018 s-a vândut aceeași energie la 188-189 Deci vă dați seama că există o creștere substanțială și din cauza asta vreau să fim corecți și să spunem că prețurile au crescut nu numai în piața spot, ci pe în întreaga piață de energie. Deci este de așteptat să fie oarecare mărirea prețurilor, pentru că și contractele consumatorii finali se vor face bazat sau plecând de la aceste noi prețuri și nu de la prețurile de anul trecut. Și eu sunt unul dintre cei care cred că anul trecut prețurile au fost de foarte scăzute și probabil că în viitorul imediat nu ne vom mai întâlni cu asemenea prețuri, dar sigur că nici nu trebuie să intrăm în, hai să zicem, să schimbăm direcția de evoluție și de unde am avut în ultimii 3 ani o descreștere lentă a prețurilor, să o luăm pe o parte complet crescătoare, pentru că să nu uităm la sfârșiția pe consumatorii și dacă nu avem consumatori, degeaba avem energie produse, energie pe care am putea să o producem și nu avem cum să o vindem. Sigur că ar mai fi de discutat iarăși probabil dacă, și nu probabil, majoritatea dintre noastre se uită și vede și rezultatele din piață, respectiv ca tare pietrelor și au constatat de multe ori că România merge în tandem cu Ungaria și Cehia, cu Slovacia și anul acesta au fost și unele diferențe substanțiale între cele două tandemuri. Dacă în viitor politicile europene se va mări și capacitatea de transfer dintre Slovacia și Ungaria, vom avea posibilitatea ca în momentele, hai să spunem, de criză sau necesare, va putea să fie un flux de energie mai mare despre aceste țări către România, care ar ajuta la menținerea unui preț mai mic. Ultimul lucru pe care vreau să-l spun este faptul că Asociația Furnizorilor de Energie Electrică organizează în perioada 19-22 septembrie un târg național de energie la Palatul Parlamentului în cadrul IAS. Este o posibilitate pe care o oferim consumatorilor de a avea discuții și de a se informa mult mai mult despre posibilitatea schimbării furnizorului, pentru că, așa cum s-a spus și mai devreme, există această posibilitate pe care trebuie să o folosim și să nu o neglijăm, că de multe ori ar putea duce la o scădere a prețurilor. Am venit cu această idee, sigur, completarea unor acțiuni pe care le-am început noi, trebuie respectiv acea campanie pe care am lansat-o cu un consumator informat, este un consumator protejat, considerând absolut necesară această întâlnire față în față, pentru că trebuie să uităm, sunt foarte fel de informații de acțiuni ale furnizorilor în piață, sunt acțiuni de probabil și de obligații pe care ANRE-ul le va introduce în continuare de a se publica prețurile pe care furnizorii le oferă și în piața liberă. Există acel comparator de prețuri pe site-ul ANRE-ului, dar o întâlnire față în față, de multe ori prezintă un transfer bilateral sau bidirecțional de informații, respectiv consumatorii pot afla de la furnizori ceea ce se oferă și invers, furnizorii pot afla mai mult de la consumatori ce nevoie au, ce se cere pentru a-și modela ofertele. Vă mulțumesc! Mulțumim și noi, domnul după pauză, o pauză de 10-15 minute și începem cu panelul. Mulțumesc!